Bună ziua, dragii noștri prieteni privitori! Iată că într-un context internațional destul de încurcat și destul de apăsător, nu neapărat de teamă, ci apăsător, așa, pur și simplu, pare rău că se întâmplă toate chestiile astea, noi ne vedem de treaba noastră și chiar așa cum spunea doamna director Carmen Salub, care i-a trebuit să-i mulțumesc pentru faptul că ne ajută cu toată logistica asta să ne exprimăm în cadrul Cinaclului Armonia Argeșene, un centru cultural și cu ajutorul primăriei Pitești. Spunea dânsa că este chiar mult mai bine pentru noi oamenii să promovăm cultura și să aducem totuși o alinare în sufletele noastre și ale dumneavoastră prin producțiile noastre, așa cum putem noi, așa cum știm noi, așa cum putem, și sper ca să înțelegeți că tot ceea ce livrăm noi de aici, din partea aceasta a camerei de filmat, este din suflet pentru suflet. Astăzi am onoarea și bucuria să am ca invitat pe doamna Silvia Giurgiu, o doamnă la propriu și la figurat. A spus ceva? M-a mulțumit. M-ați mulțumit. Păi putea să mulțumiți tare, că să văd filmul. Nu e vorba. Nu mulțumiți mie, mulțumiți lui Dumnezeu că v-a făcut așa cum v-a făcut. Doamna Silvia Giurgiu, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, stimați telespectatori! Sunt onorată să mă aflu din nou aici, în fața dumneavoastră, împreună cu publicul nostru și cu domnul Adrian Mitroi. Este adevărat, ne aflăm într-un context dramatic pe care societatea noastră astăzi îl traversează, dar este de datoria noastră, cred eu, să nu ne lăsăm atrași în vortexul ăsta nimicitor. Să ne păstrăm zâmbetul, speranța, să încercăm să fim optimiști și să-l aducem și pe să cât posibil. Să gândim pozitiv, da, că poate influențăm cumva. Da. Și să ne străduim prin creația asta noastră să aducem chiar zâmbetul, să descrețim frunțile să descrețim frunțile tuturor care suntem afectați de toată această dramă cotidiană. Bun. Ce ați mai scris? Eu continui să scriu. E bine. Continui să scriu, dar asta este foarte bine. Continui să mă mențin pe linia asta de optimism, de speranță, cu nădejde la Dumnezeu și mergem mai departe. Ce aveți să ne citiți pentru început? Eu citesc acum, pentru că a fost și Dragobetele. Da. Da, însă nu uităm că iubirea este primordială. Refulare, un poem, vă citesc pentru început. Da. Din care nebuloasă ai apărut și ai poposit în noaptea mea totală? Pe cerul meu arid ai așternut culori din aurora boreală. Din ce nechipzuit să te-ai lansat în vidul limitat al vieții mele? De unde atâtea vise ai adunat? De ce ai irosit atâtea stele? Din ce grădină sacră ai cules buchetul de speranțe înflorite? Și pe-al tristeții mele palmares ai presărat speranțe ipocrite. De ce ai profanat al dragostei mormânt în care îmi îngropasem dreptul la iubire? De ce ai smuls cinismul din pământ? De ce m-ai condamnat la nemurire? De ce? De când? De unde ai venit? Și cine te-a trimis să-mi furi iubirea? Și apoi să pleci cu ea în infinit, lăsându-mi invalidă amintirea. Te mulțumesc! Da, foarte, foarte, foarte frumos. Aveți și scriere din asta mai modernă, fără... Să știți că și fără rimă, sau... am și scriere de asta, da, am și din asta, dar mai puțin. Eu îmi place foarte mult, nu vreau să contrariez pe nimeni, dar îmi place foarte mult stilul clasic. Rimă, ritmă, muzicalitatea în poezie. Excepțional. Pentru mine poezia înseamnă armonie, muzicalitate, înseamnă frumos, nu zic că nu-i frumos și ritmul modern, și
Sunt creații minunate, da? Dar este ca o melodie, pur și simplu. Probabil că sunt încă care... ancorată în sigur că da, ăsta. Sigur că da. Da. Poezia cu rit și rimă este poezie melodioasă. Fascinează muzicalitatea poeziei. Se încântă. Da. Acum, na, sunt și oameni afoni și nu este vina lor. Nu, nu e deloc vina bineînțeles lor. Că nu, bineînțeles. Și atunci n-au cum să înțeleagă chestiile astea, dar cei care înțeleg apreciază, vă spun eu că apreciază. Pentru mine melodia înseamnă metaforă, înseamnă o dantelă de metaforă, înseamnă... Asta înseamnă poezia, sigur nu știu. Că da. Vă spun. Sigur o înșiruire de evenimente, asta se poate face bine, mersi. Și iubiți și... poezia de dragoste? Nu, iubesc toate stilurile de poezie. Aha. Da, iubesc toate stilurile. Am făcut așa un fel de... Da, da, o să vă citesc și alte... O glumă. Da. Iubesc pentru că dragostea e, cum vă spuneam, este... panaceul. Împlinirea da, vieții. Da, da, sigur că da. Până la urmă. Și toți o cântăm în, împlinirea vieții, în creațiile până la noastre. Sigur că da. Da. Mă citesc ceva? Da, sigur că da. Bun, să vă citesc o proză, ceva mai veselă, ceva mai... pentru tocmai în scopul de a destinde puțin frunțile. Se numește Casa Bântuită. Evrica, exclamă Cezar chicotind, amuzat de ideea trăznită ce tocmai venise. Căsnicia lui devenise prilej de iritare permanentă de câteva luni încoace, de când Sandra, soția lui, luase un obicei care scotea din minți. Îi intrase în cap dintr-un motiv misterios care are nevoie de cameră separată pentru a putea dormi cum se cuvine, deși chiar ea susținea că soțul ei doarme ca un pește fără să-i simtă nici măcar respirația. E drept că, în afară de acest capriciu absurd, relația lor mergea foarte bine. Tocmai cinaseră și acum stăteau îmbrățișați în patul lui, uitându-se la un film de dragoste, savurând împreună o sticlă de vin alb și ciugulind uneori din castronul cu popcorn ce le gâdila nările cu parfumul lor apetisant. Răsfăs pur, ce mai? Dar Cezar nu își găsea liniștea, obsedat de gândul că va rămâne iar să singur în patul conjugal prea mare pentru el. Nu se putea bucura deloc de tichina acelei seri. Problema trebuia rezolvată urgent. Neuronii lui debordau de inspirație, așa că a început să surzească planul cu minuțiozitate, precizie matematică, motivându-și absența prin necesitatea unui duș. Sandra ridică mirate de sprâncene. Abia ți-ai făcut duș înainte de cină, ce te-a apucat? Exclamă ea. M-a spălat doar pe cap, minți el prins cu mâța în sac. Stai liniște, iubire, nu durează mult. Bine, cred că mă duc la culcare fără tine. Filmul nu are nicio savoare, dacă tu nu ești aici. Nu, să nu faci asta, sări bărbatul până în tavan uimindu-și mai mult consoarta. Am un gând, știi tu, după duș. Sandra l-a privit ca pe un marțian, dar a preferat să tacă. Comportamentul lui bizar o intriga, dar nu avea chef de mistere și ghicitoare, așa că își văzut liniștea de film. Cezar, descult și în halat de baie, a dat drum la duș, lăsându-și a băii ușor întredeschisă, apoi s-a apucat frenetic de inovația lui. Cu ajutorul unui fir de plastic, transparent, a legat coada unui făraș metalie pe care l-a vărât sub patul consoartei, a mai legat și un Adidas, câteva obiecte de pe noptieră, clanța ușii de pe partea exterioară și apoi ascuns în mănunchiul de fire, cu deosebită grijă ca să nu se agațe de picioarele femeii când urma să meargă la culcare. A mai făcut el câteva minuni prin anumite obiecte, prin cameră, după care abia stăpânindu-și chicotele s-a întors în baie și a repetat superficial dușul pe care făcuse temeinic ceva mai devreme. Numai că la întoarcere, dormitor, nu mai era nimeni. Plictisită de atât așteptat, femeia a plecat la culcare, sporind astfel seta de răzbunare a soțului abandonat mișelește. Asemenea unui păpușar iscusit, a luat în camera lui urzela de fire și a așteptat cu răbdare să o audă pe Sandra sforăind cu obișnuitul simț de răspundere. În loc să mă vait eu că sfore de-mi surpă creierii în cap, pleacă ea, frate. Lască vestul mofturos. Stând în pat, ca un pașă, Cezar a început să tragă cu tehnică de fire din mâna lui, știindu-le rostul la fiecare. Astfel că deodată, fărașul metalic a început să danseze pe supatul femeii adormite, provocând un vacarm fioros. Abia cufundată în lumea viselor, Sandra își întreruse răgetele, potignindu-se, îndecându-se și tușind aproape sufocată, după care ciuri urechile la tărăboiul din cameră. Când s-a aplecat să ia sticla cu apă de lângă pat, unde o ținea la îndemână, ca să o găsească și pe întuneric, aceasta a început să sară de colo-colo, nelăsându-se prinsă nici ruptul capului. Aruncând pilota de pe ea, biata femeie s-a repezit la întrerupător, dar înainte să ajungă la el, lumina s-a aprins singură, dezvăluind privirilor îngrozite un spectacol din Poltergeist. Fărașul se îndrepta către ea, trepidând ca posedat. Veioza de pe noptieră a căzut cu un zgomot sec pe parchet, unde a început să se contorsioneze
să se răsucească, să se stingă și aprindă singură. Una dida s-a legat prin odaie prin țar, îndreptându-se pe către ușa care se închidea și se deschidea ritmic și inexplicabil. Groaza lua amploare în inima femeii odată cu convingerea că este victima unui atac energetic. Calea de evadare nu prezenta garanție, deoarece ușa părea posedată, iar ea nu avea nicio intenție să se apropie de... își puse de dejdea în icoana din perete și începu să se închine cu o abodnicie pe care nu și-o cunoștea. Când s-a apropiat să o atingă, însă aceasta s-a ferit într-o parte. Disperarea și teroarea ei au atins apogeul în momentul în care fereastra pe unde intenționa să o tulească s-a deschis singură. Pusă în fața unei alegeri, a ales-o pe cea mai puțin sumbră. Dacă dincolo de fereastră o aștepta perspectiva umbrelor nopții, ușa posedată cel puțin îi oferea probabilitatea de a ajunge în brațele sigure ale și protectoare ale soțului. De teamă să nu piardă ultima șansă, Sandra s-a năpustit ca un kamikaze spre ușă, încercând să evite proiectilele demonice care îi se încurcau în picioare. După o luptă disperată, corp la corp cu ușa îndărândică, a reușit să scape din camera bântuită și s-a refugiat tremurând și gâfâind extenuată psihic în patul conjugal pe care nu mai avea intenția să-l părăsească vreodată. Era decisă însă să nu dezvăluie nimănui pățania sa. Cel mai mult se temea de ironia usturătoare a soțului, care ar fi râs de închipuirile ei sau, și mai rău, ar fi exilat-o înapoi în camera bântuită. Mulțumesc! Da, frumos! Foarte frumos! Foarte frumos! Interesant mod de... Să știți că e un fapt real! Serios? Da, da, da. Asta a fost o temă pentru proza mea. Da, foarte interesant. Da, mare imaginație a avut. Păi disperarea te împinge domnul acela să cauți soluții. Care a făcut așa ceva. Da. Da. Ce ne mai citiți? Imediat, imediat vă mai delectez cu ceva. Sper eu să vă delectez. Da, bineînțeles că pot. Ne delectați oricum. O să vă citesc ceva trist, chiar pentru că ieri a fost aniversarea... Mai tare. A fost aniversarea de tatălui meu, aniversarea îndoliată. Comemorare. Da, comemorare. Poezia se numește Îndoliat aniversare. Suspine vântul dezolat, îngenunchiat în rugă. Surâsul tău imaculat, tristețea mea lungă. Trecut au ani de atunci a zeci, tăcută ți-e absența. Din lumea ta, cu vise reci, îmneci corespondența. Pe cruce mută chipul tău veghează a mea durere, de-o veșnicie dorul greu, blândețea ta mi-o cere. Nu știu de ruga mea asculți sau fruntea mea te atinge, sub pașii grei ce plâng desculți, durerea în os străpunge. Te-am îngropat în amintire și ți-am zidit altare. Îți scriu versete din psaltire și rime solitare. Te întorci mereu cu primăvara din zări îndoliate, irepetabilă povara mi-o risipești noapte. Mulțumesc! Da. Ați exprimat un sentiment pe care l-ați avut atunci când ați scris poezia respectivă și normal. Dar acum... Dacă stăm să ne gândim bine, este firesc să... și normal să ne vedem sigur, părinții ducându-se. Bineînțeles. Să-i mai Doamne ferește de invers, e atunci nenorocirea cea mai mare. Însă nu, n-ai cum să știți cum se spune. Știți care este cea mai ușoară durere? Am mai întrebat eu. Nu știu dacă o durere e vreodată ușoară. Dar ba da, este. Da? Durerea altuia. A, da. Așa că... Dacă nu știi despre ce este vorba, n-ai cum să înțelegi o chestie de genul ăsta. E normal să fie așa. Da, foarte frumos exprimată și foarte plastic. Foarte plastic. Ce ne mai citiți? O să alternăm proză cu poezie, zic eu, să avem... Da, da? Sigur că da. Încă eu sunt prozatoare declarată, deci poezia pentru mine este doar un liant către frumos, către metaforele de care abundă mintea tot timpul. Dar poate să fie și invers. Poate să fie și invers, da. Mm-hmm. Nu v-ați gândit la treaba asta? Nu. Bine, o să vă gândiți. Da. O să vă citesc o proză, se numește Formula magică a iubirii. Mm-hmm. Sorm din priviri chipul angelic ce visează heruvimi, legănat de brațele mătăsoase a lui Morfeu.
Peste ochii negri și sprințari care mi-au iscodit toate ascunzișile minții, s-au coborât cu minți și învinse pleoapele bordate de gene lungi și negre, pe care le sărut încetişor cu adorație. Fluviul întrebărilor pe care le-am întâmpinat mereu cu răbdare și încântare s-a întrerupt deocamdată, lăsându-mă cu răspunsul neterminat. Setea lui de cunoaștere, curiozitatea născută, inteligența sclipitoare și maturitatea nefirească pentru o vârstă atât de fragedă mă determină să afirm cu convingere și mândrie că micuțul meu e genial. Toată puritatea copilăriei și candoarea înduioșătoare se regăsesc în privirea acelor ochi pe care îi asemuiesc cu două rândunele care zboară în jurul meu într-o continuă explorare. Îi aud glasul cristalin și vesel, păstrat cu sfințenie în ascunzișurile minții, în nopțile solitare și lungi, din îndepărtate orizonturi și surât fericită, invadată de căldura sfântă a unei iubiri binecuvântate. Sosirile mele sunt încununate cu bucuria lui pură și nemărginită. O buburuză sprințară care țintește direct către valiza bunicii venite de departe, scanându-i conținutul cu laserul ochișorilor pofticioși, dornici de noi și noi aventuri ce se zămislesc în misteriosul interior controlul la Godan, la Ghiozdan, mai riguros ca al unui vameș ce face amănunțit și exigent, controlul ignorând dojana mamei care tentează inutil să mențină regulile stabilite dinainte. Cu complicitatea bunicii, aceasta riscă să fie boicotată iremediabil, procurându-ne astfel perspectiva unor neliniștitoare consecințe. Dar până una alta ne bucurăm de viață și ne dedăm la activități felurite care tentează adesea la integritatea casei, a liniștii publice și chiar a bunelor maniere. Urmează inevitabil monopolizarea bunicii care este sechestrată în camera nepoțelului, unde au loc efuziuni sentimentale dintre cele mai dulci și mai pasionale, destăinuiri strict personale care nu admit intruși sau curioși, zbenguieli gălăgioase soldate cu scărmănele asidue, suportate cu stoicism de eroica bunică pedepsite pentru disparițiile lungi și inexplicabile. Adesea, cuprinși de febra creației, compunem poezii pentru copii, iar micul meu Solomon se opune cu dârzenie oricărei sugestii, ținând cu dinții la opiniile lui chiar dacă muzele răzvrătite se încaieră între ele îngrozite de scandaloase rime. Aprinși și transpirați, ieșim din sanctuarul creației pentru a expune familiei capodoperele literare care ne-au prăjit neuronii. Bineînțeles, eu complet cenzurată, iar el toate meritele. Și mă plagiază fără scrupule. Am interdicție să socializez cu oricine altcineva în afară de el, iar dacă îndrăznesc să deschid gura pentru a răspunde la vreo întrebare, izolarea e garantată. Numai împreună, bineînțeles. El știe că timpul e prețios și puțin, din păcate. Din acest motiv, nu vrea să mă împartă cu nimeni. O frază pe care o repetă oricui și chiar și numai sieși mi-a invadat memoria și îmi răscolește sufletul însingurat. Și Bacuiedi se iubesc mult. O introduce chiar și în creațiile noastre literare și o repete când strânge seara înainte de culcare perna pe care a dormit bunica. Iubirea lui imensă și pură mă cheamă stăruitor înapoi și mi-arde sufletul vinovat de absență. Voi înlătura toate obstacolele pe care destinul mi le seamănă în cale cu bagheta magică a dragostei și cu formula invincibilă. Sătul de cântecele și poveștile de pe YouTube, văzute și auzite în mai multe limbi, pretinde memoriei mele prăfuite performanțe nemaiauzite. Vrea nici mai mult, nici mai puțin să-i spun poveștile cu care mi-am delectat eu copilăria. Am scormonit pe acolo și am regăsit câteva titluri. Dana, Dan și Roboțel, Doctorul mă doare, Cănuță om sucit, dar a trebuit să improvizez mult, deoarece, din păcate, doar titlurile mai rămăseseră exacte în memoria mea. Dar cum minciunea are picioare scurte, exigentul meu ascultător îmi sare la gât ori de câte ori dau rateuri. Memoria lui e infailibilă și reține fiecare cuvițel, ceea ce nu se poate spune despre a mea. Mă penalizează ori de câte ori adaug sau uit vreun detaliu. Alteori începe câte o poezioară sau o istorioară furate de pe net și îmi cere să continui eu, cu intenția clar de a mă prinde cu lecția neînvățată și mă prinde. Se enervează urât când descoperă ignoranța mea inadmisibilă. Dau din colț în colț, gata să intru într-un atac de panică și încerc să-mi salvez onoarea, trăgând cu ochiul pe Google, dar pârdalnicul de internet nu catadixește să se conecteze tocmai când ai mai mare nevoie de el. În zadar fac eu temele după ce am picat testul, într-un mod atât de rușinos, deoarece data vii următoare îl îmi dă altă lucrare de control cu teme despre care nu am auzit în viața mea. Și iar mi-o înfreză,
Ce pacoste și tehnologia asta! Vai de noi, bieții bunici, care nu ne mai putem ridica la înălțimea așteptărilor nepoților noștri, super precoci și super informați. Mă folosesc fără scrupule de sentimentele lui pentru a-mi salva cât de cât prestigiu de bunică, supus la atâta încercări eșuate. Mă iartă, micul meu voievod, cu inimă de aur și mă consolează cu cele mai dulci dovezi de iubire, pecetuite temeinic cu formula noastră magică. Mulțumesc! Da, frumos! Mulțumesc. Frumos! Ați găsit modalitatea de a șlefui piatra aceea. Da. Fiecare om are în el un diamant. Le ține câte un diamant. Acum depinde dacă îl șlefuiește sau nu. Sigur, da. Încercăm. În momentul Încercăm. În care îl șlefuiește, el începe să strălucească. Când nu, nici nu-ți dai seama. Dacă... Da. Ați văzut cum sunt de foarte multe ori diamantele îmbrăcate, poți și nu-ți dai seama. Nu-ți seama ce se află de desubt, așa este. Acolo. Da. Așa este. E suficient să-l... Să-l speli da, și, pe urmă, da. Să-i dai la o parte și, pe urmă, să-l și sigur că da. Faci să strălucească, ceea ce este ceva fantastic. Da. Când ați început să scrieți? Am început să scriu proză prin 2011, dar poezie scriam din adolescență, de când am pubertate, adolescență, am început să scriu, să... Cochetați cu poezie. Cochetez, da. Da, da, da. Și poezie... Poezia aceea, știți cum e adolescentită, da, bine, rească, naivă, simplă. Normal. Da, v-ați căutat, ați avut tendința de vă căuta un anumit stil sau ați lăsat destinul să vă ducă acolo? Ce îmi spunea mie sufletul, ce trăirile pe care le... Da. Înseamnă că ați făcut totuși o poezie cu descriptivă. Să știți ceva... că conține de toate, chiar le-am mai sunt vreo 60 de poezii. Oh, da? Oh. Da, da. Natură, se referă la societate de atunci, că și nici atunci nu erau, nu trăiam pe roze. Atunci când? Prin, deci, 1987-88, cam așa ceva. Da, era deja... Eram în comunism, eram în sfârșitul balamucului. Da, da. Atunci le resimțeam pentru că eram mai mare, puțin, eram mai... Înțelegeam lucrurile în jurul meu cu mai multă profunzime. Mhm. Și încercam să mă exprim și eu punctul de vedere. Și s-a schimbat la 180 de grade după aia? Nu. Nu. Nu chiar, nu. Dar am rămas aceeași visătoare. Vă mai recitiți așa poeziile? Da, sigur că da. Și? Și să știți că am început chiar să le prelucrez. Pe cele care nu le-ați... Nu le-am publicat. Sincer să fiu, au fost publicate câteva, au fost plagiată. Au fost plagiată de fiica mea, de fetița mea. Da? Da. S-a dus la școală și a început să facă pe grozavă acolo, că ea a scris poezii, da. Și le-a publicat chiar în revista școlii. Frumos. Da, da. A fost chiar mândră și chiar fericită de... Da. Da. Ce ne mai citiți? O să vă citesc din nou o poezie de iubire. Bun, vă ascultăm. Apoteoză. Era mult soare și speranță. Era iubire. Era dor. Era palpabilă lumina în pieptul tău multicolor. Când inima-ți pulsa albastru și tremura pe cerul meu, eu căutam un lac salmastru și mânecam instantaneu. Erai un vânt de primăvară ce te încurcai în părul meu, mi-l împleteai visând pe seara la dezmierdări de semizeu. Cu buze verzi, de jad fierbinte, ne sărutam sinucigași. Curgea delirul prin cuvinte ca un pârâu de toporaș. Ți-am fost vestală în altă viață, mi-ai fost ofrandă pe altar. În rugăciuni de dimineață ceream iubire iar și iar. Te-am oferit în sacrificiu zeiței Venus din Olimp și mi te-a transformat în viciu, căzut din timp în contratimp. Am renăscut ca doi asceți la nemurire condamnați, două icoane pe pereți din cartea vieții aruncați. Mulțumesc! Da, e extraordinar! Aveți o poezie cursivă și extrem de bine închegată. Foarte bine închegată. Serios? Pe mine mă impresionează mai mult decât proza pe care o scrieți. Credeți-mă, iertați-mă că vă spun. Nu, de ce? Cu toate că dumneavoastră puneți accentul mai mult pe faptul că sunteți prozatoare, părerea mea personală e că sunteți mai mult poetă decât prozatoare.
Scrieți foarte bine poezie. Nu știu dacă vă dați seama că scrieți foarte bine poezie. Nu știu. Dacă spuneți de asta, încep păi să... Nu trebuie, că nu neapărat sunt un critic de așa ceva. Dar mie îmi place enorm ce fel, ce tip de poezie scrieți. Mă bucur de încurajare. Și felul în care, care vă exprimați în, în poeziile respective. Da. Mai aștept, citim una atunci. Dacă ziceți că vă plac poeziile, mai citim o poezie. Poeziile dumneavoastră îmi plac, da. Mulțumesc. De ce? De ce îmi bați geam la ceas târziu, când luna îmi duce somnul la culcare? De ce îmi trimis prezentul în pustiu și îmi îngrop trecutul în uitare? De mă trezesc în zori cu tine în gând, îți voi încredința în taină dorul, să-l porți în pieptul tău flămând și să-mi lași în pace viitorul. De ce mi-adunci ofrandă deziluzii? La tâmple, de ce îmi semeni ghiocei? De ce îmi transform lumina în confuzii, ducând în beznă strălucirea ei? Mie noaptea o povară necesară, mie ziua albă ca un manuscris. Cuvintele din mantre se coboară, alcătuind refrenul interzis. Împicură pe creștet anii, suspine reci cu iz de chihlimbar. Îți cântă toamnele litanii, iar tu le răstignești în calendar. Mulțumesc! Da, foarte frumos! Excepțional, nici nu știu, m-ați lăsat așa. Pur și simplu, hai să nu zic mut, că nu se poate, dar plăcut impresionat poezia pe care o scrieți dumneavoastră. Mai ales faptul că încercați aici să introduceți în, în iubire, în dragoste, marile probleme ale noastre existențiale. Trebuie să vă întrebați de ce, de ce, de ce. Sper să nu rămână o retorică. Sper că vom găsi răspunsurile. Și în momentul în care găsiți răspunsurile, ar trebui să le puneți tot pe versuri. Le voi pune, sigur că da. Ar fi extraordinar. Dar trebuie să le găsesc întâi. N-ați găsit niciunul. Ba da, dar trebuie să completez toată lista de întrebări. Aha, și atunci da. le veți spune pe toate în același timp. Da. E bine și așa. Da. E bine și așa, dar să nu vă ia foarte mult timp și să nu le uitați pe alea. Cu siguranță că nu. Pe care, da. Bun, da. Ce ne mai citiți? Mă citesc o poezie. Uh-huh. Înfloresc pătimași trandafirii. Pătimași? Ascultă cum bate subtil în fereastră lumina confuză din noapte desprinsă. Deschideți o clipă privirea albastră și strângem în brațe dorința nestinsă. Privește cum plouă la mine în suflet cu lacrimi de ceață prelinse din zare. Adună buchet al gândului zumzet și pune-l sub perna din alge de mare. Pe pleoape tresare sublimă chemarea, din neguri aprinse extazul e rupe. În șoapte nespuse renaște splendoarea iubirii supreme sorbită din cupe. O sete ia vidă-i acum pasiunea și crește, tot crește, arzând orizontul. Cu buze de foc tu-mi strivești viziunea ce pâlpâie noapte pe tot continentul. Ascultă, privește, suspină legenda nescrisă vreodată în cartea iubirii. Din noi fericirea se admiră în oglindă și în piept ne înfloresc pătimași trandafirii. Mulțumesc! Da, foarte frumos! O să vă pun acum o întrebare un pic mai dificilă. Sper să nu vă supărați pe mine. Niciun caz. Pentru că faceți parte dintr-o familie de literați. De oameni care scriu, da. De oameni care produc scrieri. Da. În vederea completării frumosului. Probabil că cine se aseamănă se adună. În vederea completării frumosului din natură, a stat vreodată la o masă cu sora și cu cumnatul dumneavoastră și v-ați... Și am recitat fiecare. Și v-ați tras palme din astea verbale, bineînțeles. Uite, aici ai făcut nu știu ce și nu știu ce și nu știu cum. Da, am creit acolo. Ați făcut treaba asta, da? Sigur că da. Bun. Da. Da, se vede. Domnul Terziu a avut grijă
să vă îndrumem vreun pic în problema asta. Bineînțeles, are numai sfaturi prețioase, pentru că este un om cu o cultură deosebită. Da, e și normal. Avem ce învăța de la... Aia e problema. Învățați. Bineînțeles. De la dânsul, avem, că aveți ce. Avem ce, sigur. Bun. Ce ne mai citiți? Încă o poezie. Da. Lancelot. Mi-ai sosit subtil la poartă înarmat cu argumente. Câte frunză, câtă iarbă adunate în pergamente. Ca un Lancelot tenace îmi dărâm împotrivirea, un real război și pace îmi prezice nemurirea. Cavaler din alte timpuri propovăduiești iubire, un buchet de anotimpuri îmi ofer despăgubire. Te primesc cu reticență în alcovul violet, unde dă-n efervescență cu bidonul incomplet. Tu răstorni cu nonșalanță cupa plină de nisip, unde doarme preistoric dragostea stereotip. Cavaleri cu stea în frunte, ai venit pe clar de lună și ai plecat grăbit în munte slobozind în noi furtună. Mulțumesc! Excepțional, dar am o mică remarcă aici. Da, ascult. Poezia asta, dacă o citește cineva care nu știe de cine a fost scrisă, cred că își dă seama imediat că cel care a scris-o este de fapt o cea, pentru că undeva, păi acolo, da, într-un vers, e vorba de un pic de mov. A, da. Nu? Da. Bun. Ce ne mai citiți? Mai vă citesc o proză. Da. Împăratul schizofren. Peste orașul încremenit în dezolarea ploii, tăcerea se insinuează ca un șarpe nevăzut în conștiința oamenilor, implantându-le în mental tot felul de perspective sumbre care le hrănește anxietatea deja sătulă. La marginea metropolei ce pulsează de viață, Molcom, un alt oraș de carton s-a înființat în prag de iarnă, unde se adăpostesc sute de suflete ale străzii, adunate aici de împăratul schizofren, cel a cărui nebunie intelectuală a intrigat pe cele mai de vază personalități ale urbei, care îl acceptau în cercurile lor cu simpatie și un respect deghizat în toleranță. Faima acestuia a ajuns chiar și în ziarele locale, datorită trăznăilor extravagante pe care le comitea frecvent. Cu excepția faptului că avea acces la sindrofiile elitei, de unde ieșea cu burta plină și cu rucsacul preistoric, burtușit cu provizii delicioase, nu se mai bucura de alte privilegii. Cutia din carton în care locuia se deosebea de celelalte doar prin mărime și accesorile colorate decupate din afișele publicitare lipite de pereții interiori. Prestigiul printre oamenii străzii creștea considerabil când rucsacul lui se deschidea generos celorlalți tovarăși de sărăcie, dar când acesta se golea, redevenea sacul de box preferat al smardoilor soioși, cu mințile încleiate de alcool și foame perenă. Când mintea îi se inflama din urma atacurilor schizofrenice, se autoproclama liderul absolut al cartierului zburător. Spun zburător pentru că acesta chiar zbura în toate părțile când vântul ceva mai impetuos se năpustea asupra lui, dezvăluind cerului scene de viață bizare. Se apuca să împartă ordini absurde, să cheme la judecată pe oricine-i pica în raza vizuală, să numească în serviciul personal pe cei mai răsăriți locuitori ai împărăției, care îl serveau apoi cu șuturi în partea dorsală într-o cantitate suficientă pentru un regiment. În urma acelor omagii barbare, bietul împărat dormea pe burtă o săptămână. Iarna se anunța destul de ostilă, iar ploaia ropotea cu spor pe cutiile de carton, care se înmuiau și cădeau răpuse pe brânci în capul posesorilor adormiți. Exasperat și mânios, lovit din nou de năpastă, împăratul s-a descotorosit de resturile de ude ale cutiei, aruncându-le cât colo și înjurând de toți Dumnezeii, a luat la picior prin ploaie trăznit de o idee salvatoare. Nu departe de orașul de carton, era o filmă de pompe funebre, închisă la ora aceea din noapte, dar unul din carele funebre ce deserveau firma era pregătită deja pentru misiune, încă de cu seară. Un sicriu căptușit cu satin alb trona asemenea unui pat cu baldachin în furgonul rămas deschis. Parcarea privată, supravegheată de camere video, inspira oarecare siguranță a angajaților firmei și nu mai încuiau mașinile în seara. Împăratul cunoștea bine aceste dedesubturi și de multe ori profitase de un somn pe cinste în sicriile pregătite pentru oaspeți.
dar își lua tălpășița prevăzător înainte de a fi descoperit. S-a descălțat la ușă ca un musafir educat și, oftând de plăcere, s-a întins scâtele de lung în minunea de culcuș, a atras capacul deasupra și, cu mâinile frumos împreunate pe piept, așa cum cerea etica, s-a abandonat unui somn profund, departe de frigul nopții și biciul ploii. Nu auzi nimic din forfota dimineții când șoferul, solicitat de câțiva cetățeni de comunele limitrofe, ieșiți din schimbul de noapte, să-i transporte la domiciliu contra cost, i-a îmbarcat pe aceștia în furgonul ocupat de sicriul acoperit și a pornit la drum, bucuros că își mai putea rotunji și el veniturile datorită acestor curse clandestine. Cam neliniștiți de tovărășia sumbră a ocupatului din sicriu, pe care îl credeau morța dea, pasagerii s-au așezat tăcuți pe banchetele laterale, strângându-și timorat genunchi cât mai aproape, pentru a nu atinge sicriul și simănau fiecare o liniște pe care nu o simțeau de fel. La fiecare zdruncinătură a mașinii, capacul se mai deplasa puțin, sub ochii măriți de spaima pasagerilor, dar care se strădeau să pară cât mai relaxați. A uitat să fixeze capacul, murmură cu inima cât un purice o femeie pirpirie, fixând hipnotic capacul mișcător. Nimeni nu a reacționat în vreun fel, dar atenția fiecăruia era în alertă maximă. Plouă de rupe, spuse un altul încercând să detensioneze situația. Remarca lui însă nu a avut efectul scontat. Dimpotrivă, privirile care l-au fulgerat una după alta l-au făcut să se simtă retardat. Ochii tuturor măsurau distanța până la ușă și secundele necesare unei eventuale evadări înaintea celorlalți în caz de nevoie, când un strănut înfundat le-a înghețat sângele în vene. Reacțiile nu au avut timp să se manifeste înainte ca păgubosul de capac să fie dat la o parte și ocazionalul a dormit să se ridice înșezut, frecându-se la ochi și să se întrebe cu aplomb: mai plouă afară? Răspunsul a venit sub forma unor urlete inumane care l-au băgat în confuzie de tot pe inocentul curios. Doar în zilele următoare s-a dumirit, citind ziarele și regăsindu-și mutra în prima pagină. Mulțumesc! Da. Și această poveste este reală și personajul este foarte cunoscut în Cluj. Da? Se cheamă Lulu, da. Este cunoscut și povestea aceea. Îl știe, poate George îl știe. Nu știu dacă ai auzit. Despre personajul acesta despre care am scris, Lulu. Este un om al străzii care a fost cunoscut în toată elita orașului prin extravaganța lui și au rămas în urmă foarte multe povești. Da, interesant. Da. Când am fost acolo, am auzit o poveste de genul ăsta și... V-ați gândit să scrieți așa ceva. Foarte frumos. Ce ne mai citiți? Imediat. Aveți cu cine delecta? Asta este clar. Sigur. Nu mai puțin. Deci în Cluj. Da, în orașul Cluj. Este, o să mă interesez. Este, da, să știți. Chiar vă recomand. Clemență. Citesc o poezie. Mai tare un pic. Clemență. Un geamăt prelung despică azi cerul, planeta invocă iubirea negată. Încumpănă șade încruntat creatorul și cuget adânc de mai e meritată. În palma divină o ține ascunsă, ca răul din lume să nu o atingă. Cu milă privește către mâna întinsă a pruncilor singuri, cu soarta nătângă. Suspinul lor tragic îi cerșește clemența, dezmiardă sclipirea ce-i arde mânia, decide cu trudă de-i grea prenitența a celor ce-n veci răstignesc pe Mesia. Ne iartă măritul și palma-și deschide, iubirea se înalță din nou slobozită. Cu suflul său stinge intenții perfide, planeta respiră și plânge smerită. Mulțumesc! Da. Poezie un pic mai tragică. Da. Dacă nu mi-ați fi spus despre personajul acela din Cluj, vă spun cinstit că v-aș fi sfătuit ca acea miniatură extraordinară, proza aceea scurtă pe care a citit-o mai înainte, să o trimiteți la Kremlin. Pe care, la care vă referiți? La?
La Kremlin? Cu schizofren, împăratul schizofren. Da. Păi vrei să primesc o bombă în, în casă, direct în cap, nu, nu mă risc. Nu. Nu. Bine. Să vă mai citesc ceva, da? Mai citiți-ne ceva, da. Da. O proză. Tot. Bun. Perfect. O proză, da? Da. Sigur. Imprudența iubirii. Într-o după amiază de toamnă, hoinăream visătoare pe cărările pădurilor pe care le străbăteam zi de zi în drumul meu către școală, îmbătându-mi sufletul cu frumusețea inegalabilă a naturii, care își schimba înfățișarea de la o zi la alta cu ușurința unui cameleon. Culorile ei rezonau cu stările mele emoționale care mă amețeau, cu intensitatea și diversitatea lor. Eram prin clasa a șaptea și mă îndrăgostisem și eu de un băiat. Nu prea mi-era clar ce însemna asta, dar descopeream cu stupoare și emoție din răvașele de iubire pe care le primeam prin tot felul de mesageri ce înseamnă iubirea. Le citeam cu ochii măriți de curiozitate și spaimă, iar declarațiile lui înflăcărate mă contrariau și mă îngrijorau mai mult decât îmi făceau plăcere. Nu știam cum să gestionez fervoarea cu care mă asalta și mi-era de-a dreptul frică de insistența cu care mă căuta. Eram prin anul 2 de liceu, era el prin anul 2 de liceu și erau îndrăgostit de el toate puștoaicele din sat. Probabil că mai mult faptul acesta m-a convins să-i accept prietenia, deși, din punct de vedere fizic, arătam ca o domnișoară sadea. Mintea mea era preocupată încă de șotron, săritul coardei, bătutul minge pe izlaz și multe alte jocuri ale copilăriei. Dar când m-a invitat la cinema, la căminul cultural din cadrul școlii generale din localitate, a fost evenimentul vieții mele. Am văzut vraciul, dar e mult spus am văzut. Eu n-am văzut nimic altceva decât steluțe, inimioare, colorate, ce pluteau de colo-colo prin umila sală de cinema improvizată în căminul cultural. Atunci m-am îndrăgostit până peste urechi de frumosul meu cavaler. Tot atunci am descoperit că mâinile mele deveneau adevărați conductori electrici când le atingeau pe ale lui, iar inima trepida nebunește când buzele lui mi-atingeau părul. Eram tare mândră de atenția lui și simțeam invidia celorlalte fete ca pe un stimulent de creștere și evoluție care m-a propulsat direct în adolescență. Din ziua aceea am început să-i răspund la scrisori și mi-am descoperit niște abilități creative extraordinare, de a cărei existență nu știam. Tot atunci am aflat că sunt frumoasă și că am descoperit necesitatea oglinzii. El mi-o repeta de zeci de ori pe zi, încât am luat-o foarte în serios. Astfel, m-am trezit bănuile mamei, care a început să mă controleze cu o rigurozitate îngrijorătoare. Fată, ce tot caută Victor pe la poarta noastră mereu? Parcă și-a pierdut năravă pe aici. Nu cumva, se dumiri ea deodată plesnindu-și cu o palmă peste frunte. Vezi că te jumulezi de unde te vezi. Vezi de școală? Nu începe să te uiți după băieți de acum, că ai încurcat-o. Ce ai, mamă? M-am gândit-o ipocrită, făcând pe indignată. Poți să crezi așa ceva despre mine? Am crescut și eu în caz că nu ai observat și e normal să am mai multă grijă de mine. Fetele din sala mea, din clasa mea, sunt cochete, se mai și machiază câte unele, au uniforme noi și lucruri frumoase. Eu mă duc la școală cu același ghiozdan din clasa 5-a, cu pantofii aia cu catarame, caragioși și ponosiți, care mi-au rămas și mici pe deasupra și mă obliș și acum să port codițe cu fundițe, parcă sunt Lizuca. Mama m-a privit câteva clipe surprinsă, apoi mi-a întors spatele bombănind cum era obicei. Lizuca, cine mai fi și asta? Ia uite, frate, la ea. Dar de ziua aceea, bănuile mamei s-au cam stins, eclipsate strategii de reproșurile mele. De atunci, umblam cu mare băgat de seama amândoi și mă așteptam în seara în fața școlii, după ce ieșeam de la ore, deși eram nevoit să suportăm toate tachinările colegilor mei, mai ales celor de sex masculin, care deveniseră surprinzător de geloși și conștienți de existența mea. Până atunci, singurele lucruri care îi trăgeau erau condițiile mele, de care adorau să mă trag în timpul orilor, tocmai pentru că nu puteam să ripostez în niciun fel. Știau ei bine că până la următoarea pauză mai trecea mânia, iar setea de răzbunare se mai domolea oarecum, deși nu se stingea niciodată de tot. Suportau consecințele cu demnitate și își purtau vânătăile ca pe niște trofee de război, fără să se plângă prea mult. Dacă nu s-ar fi scandalizat mamele lor când le descopereau și nu ar fi dat focă la mama să mă reclame, socotelele dintr-un ar fi fost fair play. Dar de când cu idila cu acel băiat străin de școala și localitatea noastră, competiția pentru atenția mea devenise îngrijorătoare. Ghiozdanul și caietele mi erau vandalizate constant în căutare de revașă de iubire. Aveam mare grijă să nu cadă vreunul în unghiarele lor, dar într-o bună zi,
când în urma unei contradicții dintre noi, Victor mi-a scris un bilețel pe care mi l-a trimis printr-un coleg de școală din clasele mai mici, îngrijorat de supărarea mea, inevitabil s-a produs. Nefericitul curier a fost identificat de către miliția clasei a șaptea și deposedat de corpul delict cu bobârnaci de rigoare. Micul erou a vrut să-și apere onoarea de poștaș și a capsat vreo 2-3 dintre jefuitori cu mușcături și zgârieturi aplicate cu simț de răspundere. Am descoperit dezastru singură. Toată suflarea băiețească din clasa mea era grămadă într-una din băci, chipotind de mama focului, trăgând cu ochiul la mine. M-a ars în suflet o bănuială și am luat arătătorul de la tablă, îndreptându-l hotărâtă către focarul care mi infecta zilele. Am zărit bucățica de hârtie mototolită în mâinile unuia dintre hultani și am cruit prima spinare încovoiată sub povara curiozității. Vulturii s-au împrăștiat urlând care încotro, dar cel cu corpul delict nu a mai scăpat. Bad girl. Cicatricile au rămas până ziua de azi, pe care omul le etalează cu obidă de câte ori mă întâlnește. Prima mea dragoste s-a sfârșit în acea seară, sacrificată pe altarul indiscreției pe care nu am putut să o îngădui. Au fost zadarnice toate rugămințile și toată perseverența lui disperată. Bad, bad girl. Mulțumesc. A fost periculoasă? M-a apărat. Doar m-a apărat. Da? Nu provocam niciodată și nu atacam. Mă apăram și eu. Da, bine. În sensul ăsta, da, așa este. Vă apărați. Până la urmă, nici nu știi ce poate să primeze mai repede. Instinctul de supraviețuire, orgoliu. Da. Frenezia. Da, copilării, și frenezia vârstei și așa mai departe. Da. Sigur că da. Este foarte adevărat. Da. Pentru că am cam ajuns la... Da? Și repede a trecut? Da. Vedeți ce repede trece? Da, da. Extraordinar. Când e frumos... Da. Tot ce e frumos trece. Eu am o vorbă. Ce e bun, e mult. Așa este. Nu-i așa? Da, da. Așa. Mai citiți-ne. Mai citiți cu poezie? Da. Fiindcă tot e vorba despre plecare, voi citi plecare. Bun, da. Perfect. Un alt potop universal s-a revăsat din astre, dezintegrând atemporal steaua iubirii noastre. Aș vrea acum să mă alungi din gândurile tale, în urma-mi să privești atunci când voi pieri în zare. Eu voi pleca cu dorul tău să nu-mi stai în cale. Mă voi opri, fugind mereu, doar dincolo de mare. Pe ale timpului cărări eu singură voi trece, abandonând în depărtări un suflet gol și rece. Mulțumesc! Da. Aceasta este una din poeziile din adolescență pe care eu am readaptat-o. Frumos! Da. Ați rescris-o. Da. Practic. Da. Ați transformat mult la ea sau... Nu. Decât câteva vințele, da. Tușeuri. Da. Ca să apară altfel. Da, da. Da, e o chestie extraordinar de bună și e bine că reușiți să faceți treaba asta. E foarte bine că le-ați păstrat. Da, sigur. Pentru că mulți dintre cei care scriu nu și-au dat seama de valoarea scrierilor lor din tinerețe, din copilărie chiar, și nu le-au păstrat. Da. Eu păstrez. Având mari regrete, uite, gândindu-se câte idei au pierdut. Sigur că unul dintre ei sunt și eu. Da? Da. Asta a fost. Da. Ce să fac? Bun. Sperând că vă vom face mare plăcere să ascultați ceea ce a avut să ne destăinuie doamna Silvia Giurgiu. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mai ales poezia. Mai ales poezia, cu toate de reținut, cu toate că dânsa pune mare accent pe proză. Da, este și proza ceva, o formă de exprimare destul de greu de realizat într-un înveliș care să meargă către sufletul cititorului sau auditorului, dar poezia este, mi se pare că este mult mai greu. Pentru că, iar în poezie te poți, bine, și în proză te poți exprima
folosind artificii și tot felul de tricuri din astea. Dar în poezie mi se pare mult mai greu, pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, ați adoptat poezia cu ritm și rimă. Da. N-am ce să fac, trebuie să spun, pentru mine adevărata poezie. Și în rest, este sigur că da, e, bineînțeles, așa, da. E formă de artă și poate poezia că suntem noi niște fosile. Niște dinozauri. Da, da. Dar nu pot să... Romantici. Am rămas pe vremea... Da, nu, nu, să nu maximalizăm chestia asta, că nu ne reprezintă așa ceva. Noi căutăm să exprimăm frumosul. Sigur că da. Frumosul și exprimându-l să îl facem și pe cel care îl ascultă să înțeleagă despre ce este vorba. Sigur. Și să vibreze împreună. Dacă mai aveți ceva să transmiteți auditorului. Eu vă mulțumesc pentru răbdare și pentru că mi-ați fost alături și dumneavoastră participanții la această minunată cenaclu. Mulțumesc domnului Mitroi, mulțumesc doamnei Carmen Salu și Centrului Cultural. Și ce să vă spun, să ne ținem sufletele la înalte vibrații, să nu ne pierdem niciodată speranța, să credem totdeauna în sus, în Dumnezeu, că El este singura noastră ancoră în vremurile astea. Și să ne auzim cu bine și să ne iubim și să avem încredere unii ceilalți. Vă mulțumesc frumos și da. La revedere. Mie nu prea mai rămas foarte mult de spus decât nu știu, găsiți-vă lumina în vremurile astea. Găsiți-vă lumina. Nu știu, găsiți-vă ceva de care să vă agățați. Să nu vă concentrați prea tare către evenimentele astea extrem, extrem de toxice. Aveți grijă de dumneavoastră.